Am avut doza noastră de năzdrăvenie în copilărie, de aventuri, de pedepse și de curele de la tata cât eram obraznici. Dacă îmi vorbim de pedepse și restricții, la ce te referi? Tata a fost un om aspru cu noi. Tatăl meu a fost un mic dictator pentru că a avut o copilărie grea. N-a știut să-și arate dragostea. Îmi amintesc că nu mi-amintesc să mă fi luat vreodată tata în brațe și să mă sărute pe obraj. Deci eu nu mi-amintesc, acest gest nu există în copilăria mea. Îmi plăcea muzica lui și mă duc eu la Victor Socaciu și spun: gândim la fel, că simțim la fel, că simțim ceva unul pentru celălalt. Eu eram în această relație complicată, că iubirea transformă oamenii și le dă un curaj nebănuit și îi împinge spre lucruri pe care înainte poate nu le-ar fi făcut. Și atunci am spus: e momentul, acum e momentul. Și atunci am luat decizia să mă despart de Liviu. Și când a sosit momentul ăla, când n-ai mai putut să mai oferi și ai rămas singură în această relație, Marina? Am devenit acel gen de nevastă pe care îl urăsc bărbații. Victor a fost toată viața un rebel. El a tolerat, în numele iubirii pe care o avea pentru mine, a tolerat o vreme aceste opreliști. După care, fără ca eu să știu, a început să le încalce. Aici a început, de fapt, marea trădare. După care a început să meargă foarte des în teritoriu. De cele mai multe ori mergea la niște mici spectacole pe care îi le organiza doamna cu care după aceea a și rămas. Am încercat să-mi salvez căsnicia. Am vorbit și cu respectiva. Dar ți-a fost greu? Știai că te înșală când ai dat față în față cu acea femeie? De față cu Victor. L-am rugat pe Victor să formeze numărul acelei femei, el jurându-mi că n-are absolut nimic de a face cu ea. Și i-am spus: te rog din suflet, stai departe de soțul meu. Este un om bolnav de care trebuie să avem grijă. Eu îl iubesc și el mă iubește. Noi avem o familie. Crezi că a fugit de tine iubindu-te? El și-a dorit să se poarte ca și cum e un om sănătos, ori nu era deloc. Ți-a trecut prin minte că dacă ar fi rămas alături de tine, nu ar fi murit?